și bine ați venit pe canalul nostru. Este vineri dimineață și vă salut de acasă. Ieri, adică acum două, miercuri seară, am ajuns după a văzut ce peripeții, că din cauza, nu numai că s-a întârziat avionul cu o zi și am avut zbor de vreme, ne-am trezit la 3 dimineața ora Dublinului și am fost treși pentru 24 de ore și mai bine, cred. În total, am stat să așteptăm legătura din Toronto, am primit e-mailul de-abia când decolam din Dublin, ce avion urmează să avem apoi către Montreal, și am stat vreo 6 ore în aeroport. Ne-am urcat în avion și a trebuit să așteptăm o oră pentru că aeroportul din Montreal era închis, era furtună cu tunete și fulgere și închiseseră aeroportul, deci chiar a fost puternică, se pare, ploaia. Și până la urmă am ajuns, a fost ceva turbulențe aproape, dar nu foarte puternice, între timp trecuse furtuna, am ajuns și a trebuit să așteptăm apoi pentru că nu aveam poartă liberă. Între timp se ocupase de alt zbor, mă rog, și a trebuit să mai așteptăm, dar până la urmă am ajuns cu bine. Ieri am fost la servici deja și astăzi lucrez de acasă. Ieri am lucrat un pic de acasă dimineața și apoi am avut o întâlnire aproape 3 sferturi din zi, așa că încet, încet ne reacomodăm cu fusul orar. Și Cosin s-a dus la servici de ieri. Ce faci, Aki? Aki aici? Ce faci? Ce faci, Aki? Ce faci? Vrea înăuntru. Hai, fugi în casă. Du-te la Isa. Este 7 dimineața și am zis să vă salut un pic înainte să încep treaba. Avem zi scurtă, deci e bine. Mă cheamă înăuntru Aki, așa că o să mă duc. Și am zis să vă dau un update, să vedeți că suntem bine, sănătoși. Și cei care au fost acasă, chiar este răcoară noaptea. Când am ajuns, v-am zis, a plouat și ieri. A picurat așa on and off și plouat. Și noaptea se simte răcoare. Acum sunt 15 grade dimineața la 7. Asta ca să ne fie acomodarea mai ușoară și mai lină, să nu intrăm direct în căldură, pentru că în următoarele zile o să avem iarăși 30 și ceva de grade maxima zilei. Și să vă arăt în grădină o hortensie care în ultimii ani nu prea a înflorit. Vedeți acolo mov, roz, lila. Dar cred că anul ăsta a fost mai multă ploaie decât de obicei și i-a prins bine, așa că are două flori frumoase. Și cea din față, dar cu aia n-am obișnuit. Și florile din față se va avut grijă să le udă pe astea care sunt la adăpost și care nu sunt date direct. Mărarul aici face semințe. Și avem și roșioară și cred că v-am spus, nu? Că roșiile astea care le-am pus aici în față sunt din semințe puse de mine, deci au ieșit, sunt primele, cele din spate cumpărate, răsadurile deja nu au încă roșii, dar astea au, ardeii mai așteaptă. Și în partea asta la fel avem pătrunjelul și sibulet și restul toate în formă. Altă magnolie, hortensia asta are și ea flori. A crescut și iarba, va trebui tunsă în weekend. Și hortensia asta mare are și ea deja flori, avea de dinainte să plecăm unele. Și păstăile de la glicină, care am încercat să le pun în pământ, dar nu au dat roade și văd că smochinul are un nou fruct. Nu știu dacă îl vedeți. Aici așa. Da.
să sperăm că asta rezistă și nu mai este mâncat de veverițe. Și este o zi frumoasă, senină, se vede încă luna, ca o felie de lămâie. Și cum vă spuneam, e răcoare, așa că o să mă duc în casă. Veverița a ieșit la plimbare și zburdă la vecini. S-aud avioane pe sus, cine știe pe unde se mai duc. Deja Isa a vorbit cu prietena ei pe care ați văzut-o, că a fost cu ea și ne-am întâlnit cu ea la Dublin. Cea de-a treia a plecat cu părinții ei în Sardinia și cu cea care s-a întors la Montreal înaintea noastră când noi plecam spre Belfast. A vorbit cu ea la telefon și deja aș fac planuri pentru următoarea vacanță în Europa. Și mă bucur tare mult că au astfel de preocupări. Chiar astăzi o să se și întâlnească, iar doar au vorbit la telefon și astăzi se vor întâlni. Deja le este dor de Europa, mă rog, și de fapt nu numai de Europa, cât de vacanță și de sentimentul ăla plăcut așa de vacanță și de libertate. Gata, mă întorc la treabă. Ne auzim mai târziu. Cu voi imediat. Am lăsat-o pe Isa să se întâlnească cu prietena ei, iar eu am făcut o scurtă plimbare prin St. Anne. Îi duceam dorul. Mâine cred că o să venim la piața de sâmbătă să mai luăm una alta. Așa că o să închei aici acest video scurt. Am doar să salut, să vă dau un mic update despre noi, să vă spunem că suntem bine și ne revedem cât de curând. Deja s-a făcut foarte cald, vreau să vă arăt florile astea frumoase. Până data viitoare, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi în vacanță, că v-au plăcut videourile, cel puțin asta reiese din comentarii și noi ne-am simțit bine în vacanță și v-am citit cu mare plăcere comentariile, așa că vă mulțumesc și ne vedem data viitoare! La revedere, ciao! Așa arată vara canadiană, mă rog, nu pot să generalizez să spun canadiană pentru că distanțele sunt foarte mari și suprafețele sunt mari, diferă de la o provincie la alta, chiar și în aceeași provincie poate să fie diferit, dar așa este la noi, s-a făcut cald, este cred că aproape 12 ceasul. V-am spus că vineri aveam zi scurtă și oricum azi am început și mai devreme că m-am trezit cu noaptea în cap. Mâine venim la piață și vă mai arătăm una alta.